Statele Unite ale Americii nu cred că există un pericol ca Rusia să utilizeze arme nucleare în pofida unei recente escaladări în retorica Moscovei, a declarat vineri un responsabil american în domeniul apărării. Continuăm să le monitorizăm capabilitățile nucleare în fiecare zi, în cel mai bun mod posibil și nu estimăm că există o amenințare de utilizare a armelor nucleare și nicio amenințare pentru teritoriul NATO, a spus înaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat luni că Occidentul ar trebui să nu subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear din cauza Ucrainei. Rusia a anunțat anterior în cursul acestei luni că intenționează să desfășoare recent testatele rachete balistice intercontinentale Sarmant, capabile să realizeze lovituri nucleare asupra SUA până în toamnă. Premierul britanic Boris Johnson a declarat în această săptămână că nu se așteaptă ca noi eșecuri militare ruse în Ucraina să-l facă pe Vladimir Putin să utilizeze arme nucleare tactice în această țară, afirmând faptul că liderul rus are loc de manevră și poate pune capăt conflictului. Anterior, în cursul lunii, directorul CIA, William Burns, a spus că amenințarea că Rusia ar putea utiliza arme nucleare tactice în Ucraina nu poate fi desconsiderată, dar că CIA nu a văzut dovezi care să întărească această preocupare.